și este la ocazie pentru Fiorentina. Lucaser se întoarce și limite peste poartă. Sefer are prima ocazie, Lucaser pe a doua. Prima mare oportunitate acestui duel aparține trupei lui Adrian Mutu. O minge bâlbuită de Aioanii, care parcă i-au tremurat mâinile în această atmosferă extraordinară creată de fanii Rapidului. O lovitură de camingea a avut, e adevărat, mult efect. Este și, bineînțeles, destul de udă mingea. Generează Junior Moraes, aspectată de parcă stricătoarea în Sefer, pentru că este barul. Sefer! Dar se ridică și să se părâne poate și farul rapidist. Dar ați văzut cum a crescut pulsul tribunei pe măsură ce se apropiau. Trează Kevin Lucasen și prinde Ioanii. Ce diferență! Pentru că nu ne merge monitorul, așadar. Prietenul mi-a spus că în seara asta vom fi Dina Grameni, pleacă Munteanu, spațiu liber, Alibek este liber, vine pasa lui Grameni, excelent Alibek, lasă mingea să treacă, Alibek! Alibek, după o pasă magistrală a lui Dina Grameni, nici de ani decât de 30 de ani. Însă nimic nu ar fi fost posibil fără această pasă magnifică a lui Dina Grameni. Din trei fase a Ioani pentru Kiki, Kiki pentru Dina Grameni și acesta îl servește ideal pe Alibek, care marchează în poarta lui Moldovan. Senzațională lansarea pentru Alibek, excelentă finalizarea atacantului celor de la Farul. Băruță cere acordul arbitrului să se întoarcă pe gazon. Ioniță, poziție bună, șutul Ioniță! Exact în fața fundașilor central, pas acum a lui Junior Moraes, trecere senzațională, pasă pentru Ioniță! Și este doar corner, formidabil ce a reușit mai devreme Antonio Sefer, un dribling de senzație al Albu, da. A fost sigur că este Sefer, la cum a arătat trecerea pe lângă adversar. Albu a fost cel care a reușit acel dribling. Ce ocazie are însă Rapidul. Lovitură de colț. Găsește pe Emars. Emars trece ușor de măluță. Emars cu mingea pe fundaș și central. Emars la Antonio Sefer. Sefer, șutul lui Sefer. Central. Fără probleme pentru Aioani. Ciulești. Fotbal de calitate pentru o țară deosebită. Alibe, Grameni pe culoar, ce predare își face Luis Munteanu. Munteanu lungi. Faza asta, pătrunderea lui Luis Munteanu, de una dintre reușitele sale din deplasare cu CFR Cluj la victoria Farului cu 3-1. Pitu e în poziție regulamentară, pleacă din poziție corectă, Pitu cere mingea Artean pe celălalt flanc, vine pasa lui Pitu pentru Artean, așează din prima la Luis Munteanu! Ce fază face Farul, dar șutul lui Luis Munteanu trece pe lângă poartă. E una dintre cele mai tari faze văzute în această primă repriză. Cred că e la același nivel cu fața golului, față de Dani Alibek. Însă aici... Pinge Băluță Luis Munteanu pentru Alibek. Să vedem, scapă Alibek. Șutul lui Alibek, cred că a fost offside. Nu, Fanion rămâne jos cu capul. Arată meciul jucat în această săptămână cu Dumbrăvița. Emers tocmai îl pasează pentru Junior Moraes. Lucasen așează mingea pentru Emers, care trece superb acolo de Marie. Emers în care un Constanțean. Pasă pentru Ioniță. Ocazie mare pentru Rapid. Dar Rapid arată din ce în ce mai bine. A avut un final de primă repriză în forță, cu câteva incursiuni bune ale lui Ioniță. Galbe pentru Denis Alibek, care a venit la marginea terenului să-i ceară socoteală arbitrului de rezervă, Bogdan Dumitrache. Important, aceste reprize secunde și evident a partidei. Alex Ioniță pentru să pună gol! Cristi Săpunaru! Vine la banca de rezerve, Cristi Săpunaru. Masuri plin de viață Giuleștiu după acest gol egalizator. Să vedem replica Farului. Spuneam de perioada bună pe care a avut Alibek, caută spațiu, trage Alibek! Spectator, vorații Moldova. Curajul Casel pentru Antonio Sefer. Sefer caută poarta, o găsește, trimite tare, dar acolo este Magisport. Aflați care este marele secret al lui Erling Haaland dezolit. Demar se eliberează pe dreptul, centrare bună, respinge acolo un voleu, un bucoară! Și Ioniță! Încă o dată Alex!
Sioniță din foarte de peste poartă. Ce pară a lui Aul Albu, cu stângul a reușit să trimită mijlocașul Rapidului. Încă o bilă albă pentru Albu, pentru că prima repriză a reușit acel dribbling senzațional în tușă. Formidabil felul în care a depășit atunci adversarul Alex Albu, acum aproape de o reușită de senzație. Ar fi fost a treia pentru el din această săptămână după dubla din Cupa României. Sârbu l-a păcălit pe Emers, spalta dreaptă, să vedem Emers, minge scoasă pentru un șut al lui Emers, acum se ferme în jos, sunt un blocaj, se ferme, l-a marcat. Ce ocazie! Ce ocazie, câte încercări au avut nevoie jucătorii Rapidului. Voltu și locul lui Lucasen, așa cum anticipam. Să vedem pe cine schimbă Corinus, în locul de Pintre la Facul. Emers, pentru Matias Keit, nu are poziție bună de șut. Albu nici atât, combină cu Onea. Onea pe stângul șutului, Onea! Era supărat Gheorghe Hagi că echipa sa era doar pe locul 5 în ceea ce privește parametrii. Preluare splendidă a lui Antonio Sefer. Kai Jacob va acolo pe Emers. Emers scoate către nimeni. Greșește Kasap, presat de Ioniță. Ioniță reușește să țină mingea în joc. Balonul ajunge în marginea caiului. Sefer, șut blocat. Emers, Emers, gol! Așa cum vă spuneam și nu am vrut să vă zâcăi cu acest aspect, noi nu avem relori în această seară, nu ne merge monitorul. Așadar vom aștepta și noi să vedem ce decizie va lua aici Marcova.